E ca așa să duc. Nici nu știu pși. Că foarte des sunt tristă atunci când zâmbesc. Și că fac masterat în jurnalism. Nu, tot actriță aș fi. Adică jurnalismul este, mai mult îl fac pentru mama. Pentru că ea a insistat și insistă mereu. A fost un desen animat, Ratatouille. Acum m-am uitat săptămâna trecută la el și mă emoționează de fiecare dată când îl văd. Dar film la care am plâns, recent am revăzut Legendele Toamnei și asta iarăși m-a emoționat. Da, și mă enervează că plâng des și când mă enervează că plâng des, plâng și mai des. O actriță poate să devină orice dacă asta îi cere rolul. Da, actorii au niște tabieturi ale lor înainte de premiere, înainte de când începe o nouă montare. De exemplu, dacă scapă textul jos, piesa, imediat trebuie să te așezi cu fundul pe el pentru că nu o să ai succes cu... Și mai sunt chestii din astea. Da. Pentru mine, de exemplu, în teatru când port costume a cuiva, mă interesează a cui a fost costumul ăsta și cu ce energie l-a umplut. Și pentru mine e o mare bucurie când port niște costume a unor actrițe celebre în lumea teatrală de la noi din Basarabia. Nu se întâmplă foarte des, dar atunci când se întâmplă, mergem pe improvizație pentru că știm despre ce e vorba, știm ce jucăm și atunci un cuvânt adus de la noi, ultimul caz a fost foarte haios, chiar săptămâna trecută cu un coleg de-al meu, un prieten foarte bun de-al meu, și a spus, acolo era întrebarea, l-ați citit pe Bocle? Și el, fiind în personaj, ne întreabă, l-ați citit? Hai, Wazowski. Și atunci a fost o chestie, o să nu mă uit la el acum ca să nu râdim amândoi. În culise se prelungește viața personajului din scenă. Nu se întâmplă să fim foarte diferiți de ce se întâmplă în scenă. Petru Oistric, Anatol Durbalo, dintre femei, Angela Ciobanu, eu. Cu Bregovici. Cu Bregovici, după aceea cu Alejandro Inarritu. Cam atâta, cred că lista ar continua, dar mi-e frică ce o să se întâmple acasă. Chiar mai bună. Da. Îmi place ce se întâmplă cu mine acum și îmi place unde sunt acum, îmi place ce mi se întâmplă acum, îmi place cum mă simt eu acum. Îmi place foarte, foarte mult, în afară de teatru, mai fac sonorizări, dublări. Și îmi place foarte mult. Câteodată când sunt foarte obosită de la teatru, abia aștept să mă bag în bunkerul acela de sonorizări, să-mi pun căștile și să merg în altă lume, în lumea filmului, acolo unde se întâmplă altceva și eu mă transform în altceva datorită vocii. Asta îmi place, asta îmi place și cred că îmi reușește foarte bine să fac dublări, să sonorizez. Uite, iubita lui Mickey Mouse. Dar eu fac diferit, nu mă gândesc la faptul că mă judecă, că oricum oamenii judecă. Orice ai face, oamenii te judecă. Da, am un pisic. Câteodată am impresia că e copilul nostru și vorbesc cu el. Chiar și acum, înainte de filmă, repede am fost la piață, i-am cumpărat niște cărniță proaspătă pentru că știam că nu are nimic de mâncare și...
Eram așa agitate, Doamne, nu mănâncă gofa nimic, jumătate de zi, ce o să se întâmple? Și el parcă vorbește cu mine, deci vorbesc clar cu animalele. Bine că nu poate animalul să vorbească, ca să zică tot ce i-am spus. Râd foarte mult de situațiile din scenă, râd foarte mult de bancurile spuse de noi între actori și culmea e că eu mor de râs și le spun altcuiva care nu este actor și se uită la mine și zice, da, mă rog. Se schimb lumea, se transform lumea în mai bun, în mai... să fie totul aproape perfect. Să ajungem aproape de perfecțiune interioară a fiecărui om, să fie lumea bună și blândă, asta mi-aș dori. Și probabil ceva mai meschin, să citesc gândurile oamenilor. E ca așa să duc, nici nu știu pși. Altceva n-aș putea face. Îmi place să fiu alte persoane în scenă. Da, cânt, dansez, vorbesc, toate, all inclusive. Pentru că e apă și mie îmi place apa la nebunie. La Dumnezeu. Să fiu actriță. Alb, cafea, mare. Teatru, pentru că la noi film nu se prea face. Și Johnny. Realistă.